atenția cuvenită, spunem noi, acestui spectacol grandios care a început, să spunem, de astăzi cu antrenamentele oficiale și care va continua mâine pe durata a 12 ore, de la 10 dimineața până la 10 seara, cu tot ceea ce are aviația română mai spectaculos și cu invitați de marcă și de mare prestigiu din străinătate. O să vă rog să-mi permiteți acum să-l invit pe domnul ministru secretar de stat Dragoș Tita și pe domnul Ioan Aurel Stanciu, respectiv domnul George Rotaru, din partea organizatorilor, să vă spună câteva cuvinte. Bine ați venit la cel mai mare show aviatic care se desfășoară la ora actuală în Europa. Este vorba despre BIAS 2015, un show cu tradiție care astăzi ajunge la al șaptelea an de existență. Vreau să urez un bun venit invitaților și sper ca mâine să avem un public numeros și foarte mulți oameni care vor fi impresionați de acțiunea noastră care am făcut-o la Ministerul Transporturilor. Mulțumesc mult de tot și vă urez vizionare plăcută mâine. Pakistan Aeronautical Complex is basically a MRO facility which also deals with the manufacturing of two aircraft. It is my pleasure to be here with my team and I want to thank the management for giving us the space and inviting us to this lovely country. And the weather is perfect for flying. So I would not take more of your time. But if you have any questions, I'll be very glad to answer your questions. My name is Captain Stephen McNamara. I am an A-10 pilot. This has been an incredible opportunity for us, not only to fly and train with the Romanians, but also all of our NATO allies around Europe over the past 4 to 5 months. So we're very thankful to have been invited to the Bucharest Air Show, and we look forward to talking to everybody and seeing you out at the aircraft. We have two A-10s on static display out on the ramp, and then we'll have four A-10s flying over the airfield tomorrow. They'll be doing some patterns and demonstrations. So thank you for having us here, and we look forward to seeing you out at the aircraft. I'm Wing Commander James Heald, Office Commanding Number 29 Squadron. We're based at Royal Air Force Coningsby in England. Thank you very much for the hospitality that you've shown us since we arrived. We're all feeling a little bit tired this morning, certainly I am. It's a pleasure because here we already have a lot of fans and friends. This year we'll show a new program, a new display. Maybe today morning you saw it already. It's a 22 minutes flying like a sitter in the air, and I invite everyone to be tomorrow and see us. First this one in the morning, and the second one will be after the lunchtime. Once again, thank you very much. Waiting for you there in the sky. Yeah, thank you. Thank you. It's a great honor to be here on behalf of Route to UBM. To work with our very close partners, Bucharest Airports. We're very much looking forward to the rest of the air show. And if you have any questions about UBM or routes, then feel free to come and find me and Paul at any time. Este o muncă asiduă organizarea acestui eveniment în fiecare an, dar deja suntem o echipă sudată. Merge foarte bine și după cum ați aflat mai devreme de la colegii mei, deja anul acesta avem 12 ore de zbor continuu, pentru că avem foarte multe evoluții. Am selectat-o cei mai bun și programul este foarte strâns. Vom avea foarte multe formații, începând de la avioane ultraușoare, planoare, parașutiști, avioane militare. Astăzi avem antrenamente până la ora 17. Urmărim și condițiile meteo pentru că o să mă întrebați ce se întâmplă cu vremea mâine. Momentan pare bine. Dacă vor apărea probleme deosebite, vom amâna meeting-ul pentru duminică, dar în momentul de față nu este cazul. Vă așteptăm la spectacol, vă promitem că este ceva frumos. Hello, I'm commentator of Turkish Stars, Lieutenant Colonel Ilan Savaş. We have been informed that Romanian people are willing to see us perform over Romanian sky. So that's why we are here once again. And the show we perform is not something you see every day. We invite everybody to Bucharest International Air Show 2015. Thank you. As a team, as a Turkish Stars, we are happy to be here, and we have the real demonstration tomorrow. Hope to see you there. That will be a fantastic show, and for the Brotherhood of Nations, Romania and Turkey,
and having a nice time together. We are being Romania, I want to say. And if anybody wants to ask question, we are happy to answer.